Politehnica Iași a consemnat o nouă înfrângere, însă antrenorul Politehnicii Costele nu este îngrijorat. Acesta admite că echipa sa a suferit grav la fazele fixe, pe care le-a lucrat intens la antrenamente, dar spune că este mulțumit de jocul în ansamblu al echipei sale. Este un eșec destul de greu de digerat, dar sunt și părți bune după eșecul de la Miercurea Ciuc, lucruri care ne aduc din nou energie. Este mult de muncă, știm lucrul acesta, dar acum parcă vedem că avem pe ce lucra. Sunt dezamăgit de modul cum am tratat fazele fixe defensiv, dar în rest nu pot să fiu foarte dezamăgit sau foarte îngândurat, pentru că văd o progresie în joc. De la joc la joc începem să avem o posesie mai clară, mai consistentă. Ca niciodată am avut foarte multe ocazii de gol. Foarte multe și foarte clare. Doar în prima parte am avut 9 șuturi pe poartă și toate din interiorul careului. Au fost și situații singuri cu portarul. Chiar am avut ocazii bine construite, a declarat antrenorul Costelenache pentru Liga 2.ro. Tehnicianul Iași a precizat că lucrează intens la antrenamente fazele fixe și nu se aștepta ca elevii săi să facă atât de multe greșeli la momentele statice de joc chiar sunt foarte atent la fazele fixe, le lucrăm destul de des, le discutăm atent, le analizăm și nu mă așteptam să fim atât de naivi. La fel de adevărat este că și adversarul a avut o talie foarte mare și forță pentru jocul Aerian, dar chiar și așa parcă am fost prea ușor depășiți. Eu am crezut că suntem foarte bine la fazele fixe și organizarea noastră o să ne țină în siguranță, dar ieri ne-am dezechilibrat total. A completat antrenorul în afară de acest dezechilibru, în restul jocului Costele -Nache nu a văzut lucruri care să îl facă să își pună întrebări. Jocul a fost consistent la modul general, doar că ne-am dezechilibrat foarte grav pe momentele de la fazele fixe și asta ne-a costat foarte mult. Construim, ajungem la finalizare și pentru mine ăsta este un pas înainte, a mai spus Enache. Chiar dacă la pauză scorul indica 2 în dreptul gazdelor și 0 în cel al politehnicii, cel mai periculos scor, așa cum se spune din popor, Costele -Nache a avut certitudinea că echipa sa are forța de a egala. Nu aș putea să spun că nu am avut atitudine, ba chiar au comunicat, s-au încurajat și la pauză. Spuneau că nu este timpul pierdut, putem recupera, hai să egalăm. I-am văzut implicații, au alergat până la capăt. În repriza a doua mi s-a părut chiar că am câștigat foarte multe mingi în jumătate adversă. Am făcut un pressing bun, am stat peste ei, nu i-am lăsat să iasă cu construcție, au ieșit doar cu mingi lungi și Cixereda nu este o echipă slabă. A conchis antrenorul Costelenache. În etapa următoare, Poli va primi în copou vizita celor de la viitorul pandurii Târgu Jiu.